Bună din nou, dragii mei, dragi. Vroiam să astăzi chiar să nu mai continui să fac și altă etalare, având în vedere că etalarea anterioară a fost destul de intensă și destul de profundă. Doream foarte mult să aprofundați aceste mesaje venite din partea minunaților noștri ghizi spirituali și în momentul în care am vrut să închid, să îmi continui îndatoririle zilnice, mi-a venit în minte un mesaj de ce conexiunea care vă intrigă, pentru că există o conexiune între dumneavoastră și o persoană specială la care vă gândiți, nu poate fi tăiată. Iată de ce nu poate fi tăiată. Știți că mă rog, pentru cei care au vizionat etalarea anterioară, acolo exista ideea de eliberare și de a avea o revelație, de a vi se face lumină într-o situație pentru a putea merge mai departe și pentru a putea tăia tocmai aceste stringuri energetice între voi și o persoană, pentru că vă doare, vă macină și vreți să vă reveniți, să vă vindecați. Iată că mesajul a continuat imediat după ce am pus punct acelei etalări, de aceea mă văd nevoită, simt să fac acest lucru și îl voi face. De ce anume această relație care vă intrigă nu poate fi tăiată? Iată și de ce, însă, voi folosi alt pachet de cărți de oracol pentru a avea o mai bună acuratețe asupra mesajelor din partea Universului. Haideți să vedem de ce anume această conexiune între voi și persoana la care dumneavoastră vă gândiți, de ce această conexiune nu poate fi tăiată, ce anume vă ține loc, în afară de faptul că nu știu, vă gândiți unul la celălalt și, mă rog, nu vă puteți scoate din minte. O să vedem despre ce este vorba. Haideți să vedem, pentru că posibil să fie o etalare lămuritoare, cred. Nu mi s-a mai întâmplat acest lucru, de aceea să vedem. O chestiune atipică, dar o vom comenta. O conexiune care vă intrigă nu poate fi tăiată. Iată de ce. În primul rând că a căzut această carte. Este exact o acea intimitate pe care ați avut-o și de care vorbeam și în etalarea trecută, pentru că văd că chiar simt că este o etalare continuare. Unii dintre voi vă cunoașteți din anii copilăriei sau din adolescență, din tinerețe. Ați format un cuplu, ați fost împreună, persoane șatene, blânduțe, cu ochii verzi, albaștri, căprui, căprui verzui, posibil că ați vrut o lămurire sau detalii despre această relație a voastră. Văd și diferențe de vârstă de asemenea. Posibil ca energia masculină să fie mai mare decât energia feminină, dar nu este obligatoriu, nu este o regulă. În orice caz, este vorba despre o persoană cu o bogată experiență de viață sau o persoană mai matură. Sau o persoană pur și simplu mai matură decât dumneavoastră, dacă, eu știu, aveți aceeași vârstă. O dată de 8, 9, poate o diferență de 22 de ani, sau poate dacă nu, o dată de 22 sau v-ați revăzut după 22 de ani, tot ceea ce este posibil. Ceea ce trebuie să rețineți dumneavoastră este că vi se va face o propunere. Continuarea la etalarea anterioară este clar o propunere. Vorbeam că despre ceva care se va, mă rog, sunt șanse mari să se întâmple în următoarea săptămână. O propunere, un e-mail, un mesaj, ceva ce va face lumină în viața dumneavoastră. Posibil ca persoana la care vă gândiți să facă această propunere, să vină cu o propunere de reconciliere, de reconectare, de reluare a acestei legături, de rehidratare, vedeți, a acestei legături.
Țări diferite, orașe diferite, cumva vă despart continente, în anumite cazuri vă despart anumite continente, oricât de continente, oricât de tare și oricât de mult ați fi stat departe unul de celălalt, cu siguranță nu veți putea să... Nu veți putea, sau de persoana la care vă gândiți, nu va mai putea să stea foarte mult departe de voi. Așteptați acest mesaj din partea energiei masculine. Vedeți energia feminină cum ține strâns la piept un porumbel. Deci așteaptă, așteaptă un mesaj, așteaptă ceva din partea persoanei pe care o iubește. Așteaptă ca el sau ea, dacă vorbim despre ambele energii, să facă un pas, să spună ceva, să dea un mesaj, măcar să aflați ceva, vreți ceva concret de data aceasta, nu doar să așteptați, nu doar, eu știu, să vă închipuiți câte lune și stele, vreți ceva concret, să se întâmple odată ceva. Și acest lucru este posibil să se întâmple, 7-8 zile, o propunere, oricum, felul în care vă uitați unul la celălalt, felul în care vă priviți sau cum privește energia feminină, energia masculină este de neprețuit. O mină destul de, din partea energiei feminine, destul de plină de reproș, să zic așa, o fățucă destul de, care indică nu neapărat o îndoială, dar un fel de hai că aș vrea să te aud, aș vrea să aud ce ai de spus la chestiunea aceasta. Cineva a plecat, cineva clar a plecat din viața celuilalt, a lăsat să treacă această relație, cineva a dorit să treacă, să renunțe de fapt la această relație și cred că dumneavoastră în prima fază ați renunțat la această persoană pentru că nu ați considerat o persoană de încredere la un moment dat sau ați avut senzația că vă ascunde ceva, că nu face mai puțin decât spune. Vorbește foarte mult, este adevărat că este un meșter mare de a mânui, să zicem, cuvintele, de a scrie mesaje, de a construi o veritabilă poveste de dragoste, dar pentru faptul că nu s-au întâmplat realmente aceste fapte de care a vorbit această persoană, v-a determinat să nu aveți acea încredere că lucrurile pot ajunge într-un punct anume, într-un punct terminus. Ați trăit, ați vorbit, v-ați despărțit, v-ați regăsit după foarte multă vreme, m-am spus poate și 22 de ani, vă intrigă această relație pentru că, cu toate că a trecut destul de multă vreme, gândul vă este tot la această persoană. Pentru că nu puteți să fiți departe de unul de altul și pentru că sunteți suflete pereche. Pentru că oricât de mult ați încercat să stați unul departe de celălalt sau să vă vedeți de viața voastră, pentru că v-am zis și în cealaltă etalare. Cumva fiecare ați continuat separat, să zicem așa. V-ați despărțit. Unul a plecat într-o altă țară, unul a plecat pe alt continent. Însă există această regăsire, această reuniune, această așteptare care va lua sfârșit, pentru că sunt șanse reale să ia sfârșit această așteptare. Orașe cetate, orașe cu turnuri, orașe medievale, posibil, energia masculină poartă cioc, ori este șaten, blondus, șaten, v-am zis, cu ochii căprui verzui, cioc, barbă sau poate să fie grizonat, dar acel grizonat din șaten, în orice caz, are această figură matură, experimentată, din toate punctele de vedere. Și cumva v-a dominat până la un moment dat, poate v-a învățat anumite lucruri, poate v-a învățat sau, mă rog, alături de care ați trăit niște experiențe. Ați învățat foarte multe de la această persoană, de la acest bărbat, să zic așa. Însă aveți soarele în spate. Nu vă puteți separa unul de celălalt, indiferent de cât de distanță emoțională, fizică există între dumneavoastră și această ființă.
Zodiile vărsător, balanță, săgetător. Leu, de asemenea, la fel, comunicare foarte multă seara prin mesaj. Ați construit această poveste foarte frumos prin cu fiecare cuvânt, cu fiecare literă, cu fiecare cuvânt ați fost acolo în această poveste. Vă plăceau foarte multe lucruri. Spiritualitate, v-am spus, foarte mare, foarte înaltă. Comunicație foarte mult la nivel empatic. Natura vă este prietenă, vă plac aceleași lucruri, ați împrumutat unul de la celălalt foarte multe, foarte multe lucruri și ați învățat foarte multe lucruri de la această persoană. Sau poate v-ați învățat unul de altul despre ceea ce înseamnă natură, sport, natură, tinerețe, ca să zic așa. O dependență, sunteți dependenții unul de celălalt, pentru că vorbeam despre această conexiune, de ce nu poate fi tăiată, pentru că există o dependență, sunteți deja dependenți unul de celălalt, ați devenit dependenți unul față de celălalt, dar să știți că lucrurile, dacă e să mă întrebați, lucrurile sunt mutuale, și această persoană se gândește la voi, cum și voi vă gândiți, indiferent că nu vorbiți, indiferent că sunteți departe unul de celălalt, să știți că se gândește la voi și se gândește foarte mult la ce ați trăit împreună, la momentele voastre de intimitate, pentru că ați avut foarte multe momente de intimitate. Vedeți acest cuplu de sus, momente de intimitate. Literele B, M, I, N, P, U, R de asemenea, F, A, S, I, L. Foarte multă abundență emoțională. Foarte frumos ați trăit această taină a voastră. Foarte multe, deși ați vorbit mult, aici se simte că ați vorbit extrem de mult. Ați vorbit foarte, foarte mult. Posibil să vă și fi întâlnit, dar destul de rar sau poate deloc, dar a fost acea, sau dorința a fost foarte mare de a vă întâlni. Este o dorință foarte mare de a vă revedea, de a vă întâlni pur și simplu după această renunțare. Pentru că această renunțare a condus, bineînțeles, la purificare. Ați vrut să vă purificați, ați vrut să fugiți, ați fugit de propriile voastre sentimente. Nu de această persoană, ci de propriile noastre sentimente, pentru că oricât de mult ați dorit să blocați această persoană, ați blocat-o doar fizic, cu sufletul, nu. Suflete pereche, suflete, nu știu, îngemănate. Așteptați ca această persoană să vă ceară mâna din nou, poate că în tinerețe v-a cerut mâna și ați refuzat și ați plecat din viața acestei persoane, după care această ființă s-a reunit cu o altă ființă, s-a căsătorit și așa mai departe, nu i-a fost bine, apoi v-ați regăsit și ați reluat această iubire și cumva vă doriți o oficializare a acestei relații, nu mai vreți o taină, vreți să fie ceva serios sau nu serios, să vreți să fie ceva stabil. Vreți cumva să vă luați de mână și să porniți în această aventură, această călătorie. Vă gândiți să fiți un cuplu din nou. Vă gândiți, îl vreți înapoi. Mai pe scurt, vreți înapoi, dar o să știți că și această persoană vă vrea înapoi. Și să știți că foarte puțin este. Deci, așteptați de foarte mult timp. Dar v-am spus, privirea este de neprețuit. Privirea, modul în care vă uitați unul la celălalt, modul în care vă țintuiți privirea unul celuilalt, de foarte multe ori posibil să fi vorbit, uitându-vă, să fi vorbit, să nu fi vorbit, dar să comunicați numai uitându-vă unul în ochii, zic în ochiul, unul în ochii celuilalt. Și știați deja ce vreți și unul și altul. Deci comunicarea voastră s-a făcut de la spirit la spirit, de la suflet
la suflet, nu vă trebuiau vorbe, parcă vă citeați gândurile unul celuilalt. Perechea acea posibil atipică, dar v-ați transformat și v-ați dezvoltat foarte mult unul lângă celălalt. Nu s-a încheiat. Dragii mei, m-am gândit la conexiunea aceasta. O conexiune care vă intrigă și nu poate fi tăiată. Iată de ce. Pentru că focul dragostei voastre nu s-a încheiat. Nu s-a... Vedeți cum... Și deja nu mai este mocnit. Deja, și cred că s-ar putea ca în unele cazuri, deja această persoană la care vă gândiți să vă fi dat deja semne, să primiți vești din partea acestei persoane sau pur și simplu să auziți de această persoană, să auziți într-un magazin melodia pe care o ascultați împreună, semne la tot pasul, numărul său de la mașină sau un număr asemănător de la o mașină care vă conduce cu gândul la existența acestei ființe, ceva ce vă leagă, tatuaje, vedeți, cu semnele pe care le are, vedeți într-un tablou sau vedeți pe stradă, sau cifre repetitive care au legătură cu o dată de naștere, cu o dată în care v-ați despărțit, un cuvânt pe care l-ați împărțit, un limbaj al vostru codificat. Deci lucrurile sunt... Universul dă de semne, vă oferă semne și parcă apare această ființă, chiar dacă nu apare fizic, dar apare pur și simplu prin ființă, prin semne. Știți că această persoană se gândește la voi, ce frumos! Și persoane roșcate cu ochii verzi, extraordinar de frumoasă această reînflorire a relației voastre. Deci, cum să vă spun, deja focul acela mocnit, și aici mă refer doar pentru cei cărora li se potrivește, pentru că aflu, de exemplu, primesc anumite mesaje, da, dar eu nu-l mai vreau, da, dar eu știu că așa e, știu că mă vrea înapoi, știu că mi-a dat deja semne că vrea să discute cu mine, că vreau conversație, dar eu nu vreau, eu l-am blocat din nou sau am blocat-o din nou și nu mai vreau să discut. Păi atunci, cum să vă zic, Universul vă dă, dar nu vă bagă în sac. Acum, dacă nu mai vreți să fiți împreună, de ce țineți această persoană în energie și de ce vă uitați, vedeți, la aceste etalări? Deci, ori este foarte bine să colaborați și dumneavoastră cu ghizii spirituali. Dacă observați un mesaj potrivit situației noastre particulare, o recomandare, încercați să mergeți pe această recomandare, pe această cale. Știți ce zic? Adică, dacă puneți blocaj, dar eu nu mai vreau, dar eu nu mai vreau, atunci nu mai țineți, vedeți, în energie, numai pentru faptul că vă gândiți la această persoană, o țineți în energia dumneavoastră și nu veți putea tăia niciodată aceste legături energetice. Asta a fost ca o paranteză, pur și simplu, nu e ca nicio, Doamne ferește, departe de mine gândul de reproș, eu nu sunt aici, eu sunt doar pe post de mediator, nu sunt aici să ni se judec, ni se iau parte a nimănui. Pur și simplu primesc acel mesaj, încerc să vi-l transmit cât mai clar posibil. Mai departe, restul dumneavoastră aveți voință și liberul arbitru noastră, sunteți în măsură să faceți ceva cu mesajele pe care dumneavoastră le primiți. Deci, să revenim la oișoarele noastre, la mieluții noștri. Este vorba despre faptul că acest foc nu poate fi stins. Și vedeți, energia feminină ține acest foc. De asta spun, țineți în energie această ființă. Și roșcată, blondă, roșcată cu ochii verzi. De asta zic că în foarte multe situații s-ar putea ca persoana la care vă gândiți deja să fi dat semne. Și atunci, încet, încet, să înceapă să crească flacăra. Zilele trecute, știți că vă spuneam că era o flacără mocnită, așa. Cumva, dragostea voastră era ținută la relantii. Nu, nici nu se stingea, nici nu creștea, cumva era acolo, dar nu era stinsă. Ei, acum, parcă
Știți, aveți instinct în lucrul acesta. Instinctiv știți că începe din ce în ce să... Iară. Să urce această flacără. Asta pentru că vorbeam despre conexiune. Nu, nu s-a terminat. Indiferent de cât de departe sunteți, indiferent de această nouă comunicare, pentru că, nu știu, parcă vi se pare că este de piatră această persoană. Instinctiv știți că se gândește la voi. Știți că face ce face și zboară gândul continuu la voi, dar această așteptare vă termină. Această așteptare, mai ales că întârzie cumva să facă această propunere, dar după câte se vede, este evident că va face această propunere și veți relua această legătură care arde, nu mai mohnește în voi. Arde. O propunere urmează să se întâmple din partea acestei persoane. Haideți să vedem despre ce este vorba. Aș și sărit o carte. Vedeți? Comunicare. Uitați ce scrie acolo. Comunicare empatică. Sunteți la distanță de unul de celălalt. Această carte îmi confirmă faptul că vă gândiți continuu. Acum că am întrebat despre această persoană, doar despre această persoană, se gândește la voi, comunică cu voi prin intermediul mesajelor, prin intermediul naturii, prin intermediul a ceea ce postează pe rețelele de socializare. Posibil să stea într-un oraș străbătut de ape, de apă, de un râu, de o apă. Și aici eu văd primăvară în sufletul vostru. Deci eu zic că până la sfârșitul primăverii, pentru mulți dintre voi, clar, această comunicare va fi reluată cu această propunere și cu revigorarea acestei relații, pentru că voi este în destin de a fi din nou împreună cu această persoană. Văd, de asemenea, o situație aparte pentru persoane care au legătură cu Asia. Curcubeu, primăvară. Înfloriți, înflorește această dragoste a voastră. Din nou, vă intrigă, este o conexiune care adevărat vă intrigă. S-ar putea ca între dumneavoastră să nu fi consumat această relație și până nu duceți această relație la nivelul următor, nici nu puteți să uitați această ființă, pentru că nu sunteți într-o fază de completare, într-o fază completă. Și nu o puteți uita, pentru că este o pasiune destul de profundă. Vă atrageți extraordinar de mult din punct de vedere erotic, din punct de vedere, este o pasiune neîmpărtășită, o abundență, un tăvălug de emoții și de sentimente, o tornadă emoțională care abia așteaptă să atingă pământul. Pământul către cei doi, știți? Așteaptă să atingă, în ghilimele, știți cum e tornada aceea care tot stă acolo și nu atinge încă pământul. Aerieni sunteți, cu capul în nor, și ați fost cu capul în nor sau ați iubit. Efectiv, sunt foarte mulți vărsători aici, balanță, am zis. Ca niște copii, ca la 22, ca la 20 de ani vă iubeați, v-ați iubit și vă iubiți încă, în continuare. Comunicați extraordinar și comunică cu voi la nivel empatic. E, de asemenea, ce va face această persoană? Va face ceva? Ce va face? Ce va face? Ce va face? Este retrasă această persoană. Deocamdată, vedeți? Cred că de asta zic că e vorba de primăvară. Va fi reluată, va fi la sfârșitul primăverii. Oricum, în una din celelalte etalări, cred că ieri am vorbit despre jumătatea acestui an. Duratele de timp sunt diferite și spun și vă repet și să nu-mi luați nume de rău, eu nu fac, cum să vă zic, una e să primesc mesajul, să dau mai departe, alta e să spui pe 22 decembrie vă veți împăca. Nu fac acest lucru, nu ghicez, nu fac acest lucru, nu știu. Eu, bunul Dumnezeu,
știe când anume și care este planul. Eu doar pot să vă ofer direcții generale asupra problemelor. Dar, ca direcție generală, ați văzut, este vorba de primăvară, spuneam de ce va face, la această persoană este retrasă încă. Încă trebuie să-și rezolve problemele sale, emoționale. Și în cealaltă etalare, dinaintea acestei etalări, exact aceeași carte a căzut din partea acestei persoane. Retragere, este obosită, vrea să-și rezolve problemele, regenerare, dar este o regenerare, o retragere constructivă. Adică faptul că, și transformatoare, faptul că s-a retras, îmi cer scuze că fac o paranteză repede, sunt foarte multe persoane și roșcate, energia feminină. Deci e a doua carte care este așa, de foarte multe persoane și roșcate, cu ochii verzi albaștri. Persoana la care noastră vă gândiți este retrasă, dar retragere constructivă pentru a-și rezolva problemele, pentru a se convinge că simte ceea ce simte și pentru dumneavoastră și pentru ceea ce, prin ceea ce trece. De ce s-a retras această persoană? Persoana la care vă gândiți, de ce este retrasă? A sărit această carte. Este retrasă, vă-i plac munții, îi plac călătoriile, vărsător, foarte mult vărsător, vă spun de pe acum, foarte, foarte mult vărsător, balanț, scorpion, rac, pești, gemeni, de asemenea. Trece printr-o perioadă de renunțări. Această ființă, să știți că se regenerează. Se regenerează, are o perioadă plină de transformări, plină de situații conflictuale, vrea să renunțe la anumite lucruri care i-au făcut rău, la anumite obiceiuri, la anumite adicții, la anumite dependențe. Posibil să fi încercat să renunțe și la voi, pentru că este dependentă de imaginea voastră, de intimitatea avută cu voi, dar nu poate să renunțe. Și să știți că aici, ce pot să vă spun despre această persoană, este că este o persoană puternică, o persoană care este potentă din toate punctele de vedere, inclusiv financiar, material și așa mai departe. Este o persoană de o inteligență ieșită din comun, flexibilă, o persoană care acum, în acest moment, lucrează efectiv cu ea. Lucrează cu ea. Vrea să renunțe la, eu știu, anumite dependențe, că este vorba de, eu știu, medicamente, de tutun, de cafea, de alcool, de, eu știu, anumite lucruri, de consumul excesiv de carne, poate va vrea să țină o dietă. În orice caz, deci trece printr-o regenerare constructivă, de aceea este retrasă. Trebuie să iasă din toată această situație. Dar sufletește, este monogamă, sufletește, și aici mă refer la sentimentele pe care le are cu voi. Nu mai vrea altă relație. Deci nu vrea altă relație. Nu mai poate să trăiască altă relație la fel cum a trăit-o cu voi. Așa că, eu știu, sportiv, pentru sport, dar sufletul acolo e, la voi. Dragii mei, veți trece la nivelul următor. Ca concluzia acestei etalări, concluzia finală a acestei etalări și a etalării de dinainte, pentru că aceasta este o etalare lămuritoare, ca să zic așa, o continuare a celelalte etalări, este că, citiri, este că cu răbdarea treceți marea, suișuri, coborâșuri. Ați străbătut mult până acum. Și mai ales din punct de vedere sentimental. Dar veți face un pas, un salt uriaș peste toată această problemă. Veți surmonta, vedeți, un salt destul de mare peste această problemă. Veți surmonta toată această situație prin care treceți. Pentru că sunteți pregătiți și parcă nu mai vreți să mai puneți niciun blocaj. Poate că unii de dumneavoastră deja ați deblocat această persoană pe rețelele de socializare sau telefoanele sau mesajele,
Pentru că vreți pur și simplu să vă lăsați în voia sorții. Instinctiv știți că veți fi împreună și sunteți destinați să fiți împreună, pentru că nu se termină aici. Indiv, o dată de 19, a ieșit de două ori, chiar de trei ori. Vârstele le-am dat și în etalarea trecută, nu ne mai pierdem în amănunte. Doar ceea ce trebuie să știți ca și concluzia acestei conexiuni care vă intrigă și pe care nu o puteți tăia, nu o puteți uita, pentru că nu o puteți tăia, pentru că fiecare, indiferent de ce aveți de rezolvat, în primul rând cu propriile noastre persoane, propriile noastre ființe, veți trece, se vor rezolva și veți fi capabili să surmontați acest hop de care vă veți bucura. Este un salt nebunesc, un salt, da, poate fi considerat nebunesc, însă parcă de data aceasta nu mai vreți să puneți niciun blocaj și să așteptați să treceți la nivelul următor, de a duce această relație la nivelul următor. Vă despar niște munți, văd, sau cineva trăiește la munte, altcineva trăiește într-un oraș străbătut de ape sau, am zis, ar putea să aibă legătură și cu partea aceasta de Asia. Însă, primăvară în sufletul vostru, primăvară în această relație, văd persoane tatuate pe mână, pe gambă, partea dreaptă mai mult, pe sânul drept, aveți ceva, o... Nu știu, chiar o să fac poză să vedem, poate imaginile îmi sugerează câte ceva, nu m-aș duce chiar atât de mult în detaliu ca să nu induc alte stări. Sau semne, posibil semne. Dar văd aici, în alte cazuri, și persoane care cărora, de asta spun, sunt foarte atente la felul în care arată, fac sport, aleargă, stonusate, sau vor să înceapă să arate bine sau să facă o schimbare radicală cu ele. Deci văd că există persoane care parcă sunt pregătite de întâlnirea cu această persoană sau vor să fie pregătite și de aceea vor să arate bine, să facă, cum să vă spun, unora poate că nu se simt bine deocamdată în pielea lor. Poate că ați acumulat, eu știu, anumite kilograme în timpul izolării, în timpul pandemiei și în timpul cât a stat separație unul de celălalt, sau mai ales dacă nu v-ați văzut. De aceea, parcă de asta zic, vreți să începeți o campanie de înfrumusețare a propriei persoane. Faceți mult sport, alergați, poate că renunțați, că de asta spun, la anumite dependențe, ca să fiți pregătiți de întâlnirea cu această persoană. Eu zic că va ieși cu scântei, dar vom vedea. Știți că energiile se schimbă de la o zi la alta și ținem aproape să vedem, să cântărim, să povestim. Vreau, nu știu, și mi-am venit acum în minte, aș vrea să întreb aceste cărți de oracol cu îngeri, care mie mi este aproape sufletește. Este primul meu pachet de cărți de oracol prin care am comunicat foarte mult cu dragii noștri îngeri și chiar aș vrea să văd dacă vă este în destin această persoană. Așa am simțit nevoia și chiar aș vrea să întreb îngerii dacă vă este în destin această persoană. Deja au sărit câte cărți? Wow, trei cărți. Vedeți? Spiritualitate, exact cum spuneam și în cealaltă etalare, posibil să fie medici, posibil să fie vindecători de orice tip, medicină alternativă, cadre medicale sau pur și simplu să asistență socială, să ajute, persoane care ajută pe alții, persoane binevoitoare, persoane implicate în acte de caritate, de acte voluntariat, asistență medicală, asistență socială, deci toate persoanele care sunt vindecători, lucrători în lumină. Și dumneavoastră și această persoană, distanță față unul față de celălalt, vă gândiți foarte mult unul la celălalt, vedeți, sunteți, vreți să aveți încredere, și este de recomandat să aveți o perspectivă pozitivă a acestei situații, pentru că vedeți cum este în depărtare acest soare. Vedeți? Există acest soare, soarele este de partea voastră, sunteți protejați, sunteți securizați de către îngerii noștri dragi,
care vă comunică că sunteți la sfârșitul, dragii mei, unui ciclu de viață. Vă aflați la finalul acestei dureri, acestei etape din viața voastră și este de recomandat să fiți pregătiți pentru pasul următor, pentru că fericirea vă așteaptă acum. Sunteți destinați să fiți împreună, pentru că așa am întrebat, dar ceea ce trebuie să aveți în vedere, vedeți, scrie clar, fericirea jos de tot, fericirea vă așteaptă, te așteaptă acum. Indiferent că este sunteți în amur, sufletul vostru este în amur și pești, văd, vă veți regăsi pentru că vă căutați. Nu știu dacă vedeți acești delfini. Știți cum comunică delfinii și oricât de departe ar fi, se regăsesc. Deci vă căutați unul pe celălalt. Alina, în special, Laura, L, foarte mult, Ana, foarte mult, S, Aurora, Ariana, Ariadna, Ari, ceva de genul. Deci, una peste alta, dragii mei, este evident că sunteți suflete pe reche și vă căutați. Eu așa zic, comunicați deocamdată la nivel empatic, dați timp celuilalt să-și revină, să vă reveniți și dumneavoastră după această profunzimea evenimentelor pe care le trăiți, a emoțiilor pe care le trăiți și chemați îngerii în ajutorul noastră să vă mângâie și să vă călăuzească spre următorul pas, pentru că în viața dumneavoastră va fi un nou pas spre fericire, dragii mei. Uitați cât de frumos, cât de frumos. Am terminat și această etalare lămuritoare citirii anterioare. S-a vrut această continuare. Nu am mai simțit până acum așa o dorință de a lămuri sau de a continua etalarea anterioară. Așa că sper că v-am lămurit cât de cât, sper că ați găsit aici mesaje potrivite pentru voi. Cam atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc, vă iubesc, sunteți în permanență în rugăciunile mele. Mulțumesc din toată inima celor mai noi abonați pe care îi salut. Ce să vă zic? Vă doresc să aveți parte de cea mai frumoasă etapă din viața dumneavoastră, din cea mai frumoasă săptămână din viața dumneavoastră. Îmi doresc să fiți bine și ceea ce vreau să vă spun și ceea ce cred eu că este esențial este să aveți încredere în planul divin și să știți că lucrurile se întâmplă exact așa cum trebuie să se întâmple și când trebuie să se întâmple. Știu că nu mai aveți răbdare, știu că ați obosit. Lucrați și iar lucrați cu voi și mergeți cu sufletul. Împăcat că Universul lucrează doar pentru binele vostru cel mai înalt. Important este să înțelegeți acest lucru. Dar cu siguranță știu că înțelegeți și deja lucrați cu voi. Vă pup, vă iubesc, gata cu vorba. Ne vedem. Numai bine. Vă iubesc mult, 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 mult. La revedere!